a lansat un clip de ziua ei dedicat mamei, de fapt tuturor mamelor. E o melodie despre dorul de mamă, despre copilul plecat în străinătate după bani. Versuri care ating sufletele și care ajung acolo unde doare. Ariana Boldurescu e tânăra care ne-a surprins prin profunzimea gândurilor sale, dar și prin ambiția cu care va cuceri scenele mari. Știe ce își dorește, iar noi suntem siguri că îi va reuși. Este o fată cu părul de foc și o invit în aceste momente să vină în platoul Vorbelor Bune, să o cunoaștem noi și să o cunoască o țară întreagă. Salutare, dragă! Bună, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ia loc pe canapea. Ești o prezență foarte frumoasă și foarte colorată. Îți mulțumesc foarte mult. Ești roșcată natural. Natural. Privit ce podoabă capilară are și ce coafură frumoasă. Câte ore te-ai pregătit pentru emisiunea? O oră, dar am o fetiță foarte talentată, care de fiecare dată chiar îmi spune, este o plăcere să lucrez cu părul tău, mai ales având așa o culoare, mi-e dai frâu liber să fac tot, să experimentez tot ceea ce am în gând. Am înțeles că pasiunea pentru a cânta vine de la părinții tăi, cei care practic te-au susținut să alegi canto și să faci muzică, și anume muzică populară. Exact. La început nu-mi doream să fac muzică în general, dar mai ales muzică populară. Adică, ca orice copil, ca orice tânăr, muzică pop, rock, nu? Iar tata a fost cel care mi-a propus, uite, ascultă muzică populară, ascultă interprete grandioase, da, din țara noastră, Adriana Ochișanu, spre exemplu. Și am îndrăgit această muzică. Acum chiar îi spunem mamei, da, cânt și muzica ușoară, dar muzica populară are un loc aparte în sufletul meu și cred că asta se simte și atunci când o interpretez. Așa, ai făcut canto în orășelul de unde vii, după care trebuia să crești în grad, da? Și ai venit să faci muzica la Colegiul Ștefan Neaga. Da, vara trecută am depus actele. Cu mari emoții, recunosc, pentru că știam din auzite că este o bătălie foarte mare și locurile la buget sunt puține. Atunci, nu știu, aveam o firmitură de speranță, dar uite că m-am numărat și eu printre acele 4 locuri la buget. 4 din câți concurenți? Câți s-au bătut pentru aceste 4 locuri? Probabil 30 sau 40, ceva așa, aproximativ. Și e una să faci canto doar o dată sau de câteva ori pe săptămână și alta să faci muzică în fiecare zi. Exact, cum intru în instituție, muzica se aude la etajul 2, la etajul 4, nici nu știi cum, totul este minunat, am colegi foarte talentați, într-adevăr, facem schimb de experiență, este un plus foarte mare când studiezi într-o instituție, anume în profilul în care dorești să activezi. Și uite, anul întâi l-ai încheiat. Practic. Și deja cu melodii, deja cu videoclipuri, colaborări cu orchestre, cum ți-a reușit? Cu susținerea părinților, evident. Pentru că chiar mă bucur foarte mult că părinții mei mă susțin. Nu-mi spun așteaptă să termin colegiul, așteaptă. Acum facem. Pentru că de ce să așteptăm? Da, poate în viitor o să cânt mai bine decât cânt astăzi, dar o să am în spate un bagaj de experiență. Am înțeles că deja ai particip și în calitate de solistă pe la evenimente. De cât timp faci și asta? Pot să spun că totul s-a început de la 14 ani. De la 14 ani? Și lansarea de melodie am avut cu Eugen Duminică, orchestra lui, și la evenimente. Așa, ai multe fotografii cu Cornelia Ștefănescu. Ce faci tu cu Cornelia? Prietenesc. Așa. Pe lângă asta, și cum a început totul, a fost, eu am mers la câteva ore de canto, pentru că Cornelia este într-adevăr o talentată și îi spun ori de câte ori am ocazia acest lucru. M-a învățat foarte multe lucruri, este exemplu de femeie în primul rând, de artistă. Este plină de omenie și de prietenie.
am început să fac ore de canto, după care am propus să colaborăm, să facem un cover, nu cover, pentru mine cover, la o piesă de a ei, într-o variantă mai acustică, și a fost primită foarte bine de public, am avut reacții foarte bune, după care am făcut și un interviu cu Cornelia, unde i-am adresat câteva întrebări care chiar mă frământau și uite că am avut ocazia să îi le adresez. Așa, și prin Cornelia ai ajuns să faci cunoștință cu Marcel și cu genere, cu frații Ștefăneți? Evident că, cunoscându-mă cu ea, am apelat cu mai multă îndrăzneală la domnul Marcel, dar la fel și dumnealui, plin de prietenie și de omenie, a spus, facem, Ariana, facem. Aveai această melodie pe care urmează să o ascultăm în scurt timp, de 2 ani. Și tot aștepta să fie imprimată, să fie filmată, să fie prezentată. Deci a fost scrisă de Ștefan Catrinescu, căruia îi mulțumesc, muzică și textul îi aparține, înainte de pandemie. Asta, evident, ne-a stopat. Nu am putut să progresăm, să aducem melodia la lumină. Trebuia imprimată în general cu altă orchestră, Ștefan aduna băieți foarte talentați, făceau produse de calitate, mie mi-a plăcut, i-am propus să facem. Deja era stabilită data la studio, mă pregăteam, aveam emoții și m-a sunat și mi-a spus, uite, Ariana, din cauza pandemiei nu ne permite să ne adunăm atâta lume într-un studio, suntem mulți, lăsăm pentru mai târziu. Iarăși am amânat pe o săptămână, iarăși am amânat pe o săptămână și am spus, uite, mai bine punem pe pauză până se încep iarăși din nou evenimentele, emisiunile, da, ca să trebuie să promovăm această melodie. Produs. Exact. Acum, primăvara aceasta, m-am gândit ce ar fi să fac orchestra Fluieraș, cea mai bombă orchestră. Și am apelat la dumnealor. Le-am trimis, sigur, melodia, le-au plăcut, au făcut un alt aranjament, au dat o altă haină și a ieșit această melodie. Zic să o ascultăm. Este o dedicație frumoasă pentru toate mamele din lume. Exact. În videoclip chiar se descrie și povestea de pandemie, cu toate că a fost scrisă înainte. Nu știu.